jumătate, dacă mai duveri mie 4, era la 200 și ceva și-ți... Salutare, fraților și bine... Da, mă, mâncă mie... Salutare, mâncă... Ne-am avut ora de sport și tot am crezut că mă băs și m-am căcat și... A fost chiloțit pozele. M-am șters cu ei și am băgat tot bagă la o colegă. N-am avut oameni în curățul, mă. Cea mai lungă relație mea a fost de 3 minute. Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou vlog. După cum vedeți, sunt alături aici de Tony, alias Mărlanu Ferdinand I. Bă, fraților, mergem în Oltenia, mergem la ai mei, mergem la Delca. Și o să fie ceva foarte tare. O să facem o chestie pe care n-ați văzut-o niciodată, așa că... Da, o să scoatem cu mâna ouăle din struț. O să facem dezbața zi. Avem niște provocări, niște nebunii. O să vedeți în material despre ce e vorba, nu povestim mai mult. Nu le zicem, trebuie să stea lângă noi să vadă. Deocamdată trebuie să-l sunăm pe Delca. Acum să ajungem la Cătălin Delca acasă. Și suntem pe la corabia. Hai să-l sunăm acum, să vedem ce face. Ia tu și sună-l, ca să țin eu camera, așa. Să vedem ce face când ne așteaptă să ajungem. Delca. Dăm pe speaker. Dă-i pe speaker să vedem ce zice. Asta ne așteaptă probabil deja cu masa, cu tot ce trebuie acolo. Ia să sună. Ia. Să dăm ăstea încet aici. Salut. Delca! Eu! Bă, hai că ieși la poartă. Băi? Ieși la poartă. Păi stai să mă încalc. Păi încalță-te, nu închide telefonul. Dacă nu închide. Hai. Imediat stai așa. Hai mă, ieși. A, ies în pătru. Unde ești? Ai ieșit? Da. Noi suntem la corabia. Suntem la corabia, bă. Vă faceți mișto de mine? Nu, dar a zis te mai pune un pic să faci mișcare, că azi avem o provocare cu mișcare multă. Și a zis să începe antrenamentul de dimineață. Te-ai fticat? Da, nu, filmați asta, nu? Da. A, deci filmați cine montează, ghiță? Da. A, ia și montați asta, ghiță, fă-mă în gură. Bă! 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 Nu și montat, dacă mai trebuie niște tipuri, vezi că se găsește în c***. Fu***, în gură să te filmăm aici, trebuie să editez acum toate. Scârba, dracu, nu ți-e rușine, mă, vorbești așa, fanii ne așteaptă să ne vadă și tu ești cu p*** de dimineață. Nici nu s-a trezit bine. Să nu uiți. Fă cu bine ceai. Hai, stai la poartă, că ajungem acum 30-40 de minute, suntem la tine. Am început ziua bine de tot. Deci, fraților, ce o să urmeze azi? Țineți-vă bine pentru Tony, dar cred că pe tine o să cadă capra, Mario. Mie găoază, mie groază. Bă, știam eu că o să fie cel mai tare vlog. Deci, când eram copil, mă uitam la tine. Și uite, acum am ajuns să filmez cu tine. Deci, vezi cum e viața asta și cum ce întorsătură e. Ce ghinion ai avut. Ce ghinion am avut. Ce faci? Așa se face, nu? Salut! Astea să... portocală? Bă, de obicei eu sunt omul cu ideile, n-am fost eu. Da? Nici eu. Să trebuie. Nici a fost. Nici Toni. Hai bă, stai de mult la poartă! Hai, noroc! Știi câte pietre sunt pe stradă? Da. Dar aici până în partea azi 2432. Am numărat că n-am avut ce să fac. Ți-am dat de lucru. Ai învățat matematică, ai învățat. Treci că avem de treabă. Hai în curte. Ai pus piscină? Da. Hai să vedem. N-am pus cine. Am pus o poveste pe Instagram și mi-au răspuns oamenii ce provocare să facă Toni. Să slăbească, nu? Să slăbească. Așa. Să slăbească, că le spuneam acum. Mamă, deci că mă uit la Toni ce are aici. Prima este să fac ridicări la bară. Începem cu prima provocare. O să urmeze multe altele și cu schiurile alea din pătul de aici de la tine. Îl punem să schieze. Nu le zicem. Hai să schieze, bă, că ce stăm pe la toamnă, la iarnă?
Nu, mă, că noi schiem vara, mă! Nu iarna! Cum se schiază la Olteni, fii atent, pe asta nu știam. În Oltenia și mai ales aici la Grojdibod, zona Olteniei, se schiază vara. Doar vara. Doar vara. Iarna te odihnești. Hai că mi-ați umplut curul de gânduri. Hai să începem cu tracțiunile la bară, ridicările la bară. Pa, câte crezi că faci? Nu știți voi să numărați. Hai să vedem. Una. Numărați, bă! 4! Care 4? 4! Te bag în băta dacă mai numeri mie 4. Era la 200 și ceva și... Filmează-mă! Hai, mă, dă-i! 256! 257! 4! 250... Mai pune o țuică! 258! Tot! 4 de chiar foc. Vezi că nu știi să te prinzi de bară? Pă, hai să te ajut să te ștergi. Mamă, mamă. Pă, hai mă, Toni, hai mă să luăm schiurile Delca. Stai mă că le aduc eu. Ia du-mă schiurile alea. Păi, fii atent, am o idee. Dar nu știu dacă vrea Toni, mă. Ajută la slăbit, dar decât când se ridică din apă, știi? Păi, tu ce schiuri are, mă? Nu l-ai văzut, frate. Ia vin, nu să te arăt. Să mor eu. Hai. Toni, ai curaj? Da. Păi, sunt niște schiuri, sunt astea performante, noi, cu tot ce trebuie, cu... Ia uite. Rosiniol să-mi bat piciorul, ia fiește, mă! Ia vezi, mă, cu tot cu clopari. Asta este piesa de rezistență, că mamă, dar astea-s de lemă. Delca schiul. Băi, voi vă dați seama că eu ca să intru în astea trebuie să-mi tai unghiile. Degetele, nu unghiile. Băi, ia probează-le, mă, Toni. Nu e, cred. Scoate șobolarea din ele. Bă, nu se simte mirosul pe filmare. Bă, nu sunteți în apă ca primăvara, mânca vă. Ia. Nu intră piciorul în astea lui. Păi și cum facem azi? Dar arată ăștia? Îi pun pe ăștia, dar... Păi și nici în ăștia nu intră, trebuie să-i dă. Vedem noi cum facem, taci. Dar hai să mergem la teren să le punem, că trebuie să jucăm fotbal, că joacă Juventus cu Grapadi, cu tractorul, Gruji, cu aspresorul, cu ăștia. Nu știu ce face, să-l ducem și pe... Și tractor, ce aspresorul? Taci, mă, că nu știi tu. Mergem să-l ducem pe Toni. Îl ducem, îl băgăm pe teren. Cu ăștia se joace. Toni fotbalul. Și dacă nu știe, învață. Lasă-l că știu, îi las, mai sunt 10 oameni în echipă. Ce faci ăsta iar? Hai bă! Hai cu noi! Da, transpirați. Hai cu noi că avem treabă, hai că mai avem un antrenament pentru tine, hai că vezi tu, hai! Slăbești 15 kg azi! 100%! Mă, ești nebun? Hai! Dacă hai, nu mai dă drumul nevastă-mi acasă, bă! N-are treabă, hai! Nici nu o să-l mai recunoașteți după acest episod! Bă, păi sportiv fără țigări, mă-ți mi-au țigările! Oameni buni, cum vrea să slăbească în Mârlan? Bă, dai! Sportivul ăsta vine ultim. Nici nu știe ce l-așteaptă. Stai că vezi tu unde mergi la. S-a dat dracu. Hai. Tu nu ești pregătit? Da. Hai. Mi-am luat țigările, acum puteți merge la orice sport. Și fii atent că n-a făcut nimic și curgeaba. Păi să plângea lumea în zonă, că nu e apă pentru asta, pentru irigații, pentru... Da, gata, hai să facem. Mă, ce să transpir pe câmp la recoltă. Nici nu știe ce l-așteaptă. Tu n-ai de unde mergem. Nu. Vi spune, mă, Delca, surpriză, ce... surpriză. Nu mă mai lasă-l. Îl lăsăm când ajunge. Bă, se rupt în gură, adică deja 8 genoflexiuni astea, ce am mai făcut. 246 la bară. Hai că vezi tu acum metri, că am pregătit ceva, am vorbit cu băieții. Bă, îi spun, nu îi spun, lasă. Nu îi spune, hai să vadă acolo ce se întâmplă. Toni, de-abia aștept să văd ce postuți, cum te descurci. Delca, eu soy Pablo. Emilio Gaviria, ăsta, Escobar. Escobar? Julian Montoya de la Rosa. Între timp am luat și o... Da, bă, mingea. Și o minge. Ia mingea, te rog. Deci, Toni, nu știi ce te așteaptă. Nu știi ce te așteaptă. Hai să mergem. Eu mă ridic mai departe de ping-pong, n-am primit. Ar trece acum. Terenul, după cum se vede, e curat. Deci e foarte curat, terenul se observă, da? Da. A fost o nuntă ceva înainte. Au. De când am mai pus piciorul pe minge. Ia uite-l, mă, uite-l. Ia! Ce-ți vorbești? Ia-l, ia-l.
Să vedem că băi, stai mă că n-ai echipament, vină mă cu asta. Băi, cum? Trebuie neapărat echipament. Păi da. De unde uite, echipament? De ce fotbalist îți place ție? Zidane. Zidane? Păi, dar n-are tricou cu Zidane. Da, Zidane, Zidane nu era portar, bă. Ce, mă? Zidane nu era portar. Cum să nu fie portar, era portar, era... El, în, unde ești ca el acolo, mă, în Turcia, era portar, a fost portar înainte să-l ia portar la Național, a fost portar la o fabrică de rulmenți. Face del ca Zidane. Ia, mă. Am înțeles. Da, mă, ca să fie ce trebuie. Mamă. Vă să scrii frumos. Frumos, Tony, frumos. Cu litere de-alea, de tipar mari, de-o șchioapă. Da. Păi ce dracu scrie acolo, mă? Zidane scrie. Da? Da. Mamă, dacă nu rup și cu tricoul lui Zidane, ce număr a avut ăsta pe tricou? Vreau să joace. Dacă era portarul 1 sau 12. Cum, bă? 69 a avut. 69, pune-vă 69. Ăsta era numărul meu. Rezist-o atâta. Ce vorbe? Ia uite. Da. Dar stai o drevă, Toniu. Nu că stai eu. Așa nu prea arată așa, dar hai. Am avut un accident și mi-a băgat o tijă în coloană, dar era de la o poartă de aia de întreprindere, știi? Și a rămas, mi-a luat partea de sus aia curbată. Bă, da, dar asta nu e marcul ăla care scrie pe crușchel? Bă, da, la morți. Scrie și sponsor, bă, ce... Ce sponsor? Ce sponsor îi trece, mă? Păi nu știu, vreau brand ăsta așa foarte cunoscut, scrie Gucci sau nu știu. Gucci. Scrie-o frumos că te găsiți, dragi. Gucci. Așa se scrie, mă, Gucci. Da, cum? O prostie, dă-mi coace. Să ne mai șap. Capul. Ah, Gucci! Gucci! Gata, așa se... Acum să vezi cum joacă, bă, rupe! Deci voi șutați eu apăr, da? Da, dar trebuie să-ți arăt eu ce trebuie să faci. Dacă eu am fost paznic tot la întreprindere. Ia, mă, portocală, hai să vedem ce... Cum să... Da, arată-ne tu portocală prima dată. Arată-ne tu intră... Poartă? Ăsta a fost portat la viața lui... Ia tu să vezi. Portar între portar, ia. În partea cealaltă, mă. Stai, bă, că e o poartă și acolo. Ce ai zis, că trebuie la asta? Nu, bă, că eu trebuie să-ți arăt ție cum trebuie să apă. Dă-i mi-a trebuie să facă mișcare, bă, ca să-ți lăbească. Sunt dreptaci. Ia, băi, ia să faci! Dar trage tu mai departe, nu da penal. Mai. Peste teren, în teren. Uite-mi jos la râu. Gata? Da. Ce a fost ăsta? Dios. Vezi că fac rupul. Am acord. Ia, mă, dă să trag eu să vezi. Pune o mingea pe... Ia. Ia. Dai-mă poartă, Zidane. Inver Bosu. Hai, Toni! Ai văzut cum s-a... Ia, dă-o, e păs. Uite-o, copilul ăla știe. Uite-mă aici, băi, Zidane, fii atent. Fii atent? Da. Mi-a scăzit piciorul. Ciu. Băi, hai, bă, să lăsăm urma la o parte. Până ca să slăbească, trebuie să facă mișcare, nu să stea în poartă. Că dacă stă în poartă, nu să slăbească niciodată. Fă o mișcare. Hai, păi stă portocală în poartă, voi șuta și eu dau 10 turi de teren, asta ar fi sigură soluție. Ha? Da, portocală. Da. Hai, trebuie să lasă camera jos. Hai, băgați că am plecat la turi. Hai, 1, 2, 1, 2!
Pe vârfuri, pe vârfuri! Așa, ia uite ce gambe are! Toni! Tonică! Hai, Toni! Hai! Uite, nu mai trag tare! Ia uite! Mi-am sucit piciorul, nu mai pot! Bă, au zis, mă? Ce au zis, mă? Viața de sportiv, m-a dus până la antrenament. I-am transpirat. Ăsta a crăpat. Ăsta și-a scrântit urina când a dat cu piciorul vinge. Și eu mi-am rupt genunchi. Te-ai belit la genunchi. Cine e sportiv profesionist? Aud? Aud? Toni. Zidane? Zidane. Zidar. Zidar. Hai. Zidar, nu Zidane. Ce... Zid. Ce Zidar, mă? Păi uite ce are cu spate. Zidar? Da. Ce-ai făcut, Steandre? Zidar, mă, auzi? Că mi-ai bașcheții. Hai la spurci ăsta, mișcare, vreau mișcare. Mai poți? Altă provocare. Următoarea provocare, care era? Nu, de acolo le faceți și voi cu mine, că vă cred că sportiv voi. De unde îmi trage sufletul? Hai, hai. Să nu mai poate să respire. E mort. Hai. Uite, să meargă Toni cu bicicleta pe o roată. Pe roata din față, nu? Băi, mai ții la bicicleta aia, unde ești, mă? Ia vină cu bicicleta aia. A, dar nu da, nu da pe aia acum, că e roata lăsată. Hai, domn Toni. Ia, Toni. Nu, optez roata, mă, cățe. Păi mai trebuie bicicleta copilului, mă. Ia-o cu pășcă, nu mai e. Nu să optez roata, știi, mă. Eu am avut bicicletă cu roata. Am avut bicicletă cu roata de fapt drumul, mă. În not? Așa. Care e următoarea provocare? Ce trebuie să-i facem? Sunt noate? Da. Cu schiurile acelea ce tragem cu barca. Sunt noate cu schiurile. Schi nautic. Bă, dar am încercat cu labe, am putut să not, dar cu schiurile nu cred că pot să not. Unde? Pe Dunăre. Cu aia, hai la Dunăre. Hai. Sau la gârlă, în spate, la tine. Nu, mă, nu la gârlă, la gârlă. Gârlă merge și mai bine. Merge că acolo e mai mult. Îl mușcă pe ăsta șerp. Hai la Dunăre. Aruncăm niște pai acolo. La porc, arunci pai la porc. Să roșine, mă, că... Bă, nu mai am scuipat, că vă scuipa pe amândoi. Mergem. Marci la tine. Ducem pe canal? Canalul Dunăre Mare cu Lujdibod. Am lucrat la canal, știi asta? Da? Pe vremea Ceaușescu, bătăi comuniste. L-am bătut pe unde la partid. Pe cuvânt. Da? Deci sunt obișnuit canalul. Hai că mergem la canal atunci. Ce bă, nu, ca la canal la voi plin de broaște, de aia răioasă, ce fiți nebun, mă bă. Am mergem la Dunăre, cât face. Nu să fie răioasă. Păi n-am fost cu tine. Zbor. Bei de nea și după aia fac de baie. Hai. Să beau de nea. Bă, hai, să mergem la Dunăre și vedem dacă putem să rezolvăm cu o barcă ceva. Luăm o barcă. Bă, nu e greu sportul, ia uite aici. Hai de capul meu. V-a spus ce are Toni în cap? Iese apa de mine ca de izvor, dacă vrea să facă ăștia irigații pe ce are Toni în cap? N-are păr. Nu, Toni are numai... Apoi. Să tai la montaj. Doritori? Nu, nu. Acum îmi dau seama de unde sunt ploile astea de două lună de zile. Am terminat și cu pregătirea fizică. Acum să mergem la corabia să te tragem cu barca, cu vaporul, nu? Cred că vapor. Băi, nebun, mă bag eu în Dunăre, bă, că-s bulboane de alea, te tragi la punct, și eu nu știu, cu curenți, ce râzi? Păi și atunci, nu mă, hai mă, la corabie. Mergem, nu mă bag, bă, nu mă bag în Dunăre. Dacă îmi faci rost de un colac de ăla pe măsura mea, mă, de gaz de colac, da, da, așa. Facem rost dacă e până la, dar nu pot astăzi de păi, colac. Păi, ne trebuie cameră, tractor, nu? Ce băiat bun! Ce băiat bun! Ce subtil, a dat o portocală. Nu că n-am vrut să zic că ești tu mare. Trebuie doar o cameră de tractor. Tire. Ia vezi, mă, ce-au mai scris ăștia? Ce-au mai scris acolo, cum vor să mai fac? Mai mi-a zis ce? Asta cu cauciuc. Să faci niște rostogoliri sau să te duci la o casieră și să ceri bilet la etajul nou. La etajul nou? La spitalul nou. Ghiță, eu zic să te duci tu să-l ceri la nou, că...
Unde voi? Păi ce azi mă blocuri cu patru etaje? Deci să te duci la o casier și să-i ceri un bilet de internare la spitalul nou. Hai, poate mă întâlnesc pe sora. Provocare. Bă, dar și știi la ce să mergem la șaormerie, tată, să vedem dacă rezistă tentații. Mă. Da, ceva cu... Hai, întoarce că știu o șaormerie, întoarce aici. Și dacă m-au provocări, să ne lasă aici în comentarii oamenii și da, să ne și puteți să înjurați oricât că oricum Ghiță nu știe să citească. Da, da. Pe mine puteți să mă înjurați că oricum eu nu știu să citesc, deci... Da, lăsați că le citesc eu și le traduc în franceză, că știu, am făcut la școala germană. Bă, dar ce prost sunteți, eu am aplicație de aia, deci vorbește când pe comentarii. Cum e, că să-mi iau și eu? Dai pe comentarii și face, acesta Ghiță este prost, da, știi? Ce aplicație de căcat ai? Și Delga este prostul proștilor. Da, așa zice. Am înțeles. Hai, gata, hai să mergem la șaormerie. Mă, chiar vezi, mergem la șaormerie, dar nu rezistă. Eu nu cred. Hai, mă, toarce mă că mergem să vedem. Ia să vedem cum curg apele după el. Hai la șaormerie. Îmi cer scuze, domn Tony. Te pop și te iubesc. Hai, întorci. Hai la șaormerie. Exact în curs, știi? Ma. Șaorma, fast food. Șaorma, direct. Deci eu nu știu cum o să rezist. Cine este? Cine a pus șaorma în drum? Provocare. Cum pare că nu rezist. Mamă, cum miroase, frate. Mamă, deci n-ai cum. Sunt în elementul meu, încep să mă... Ce bun, frate, ce miroase. Da, bună ziua. Șaorma, șaorma. Bună dimineața. Hai, domnul Tony. Trebuie să intru, nu? Hai, domnul Tony. Și pe față să mă prindă un pic soarele. Am venit, am și o rugăminte, nu știu dacă aveți așa ceva, dar de ce plecați? Spuneți, vă rog. Vreau și eu un bilet de internare la spitalul nou. Eu mi-am îndeplinit task-ul, nu se poate așa, în schimb o să luăm 6, 7 șaorma, sau 8, sau 9, că tot la spitalul nou vreau, 9 șaorma. Cu pâine, cu pâine. Bă, dar Tony nu trebuie să mănânce, mă, că e... Da, eu fac mișcarea. Mâncați voi și merg eu mai departe la următoarea, ce am înțeles, trebuie să rostogolim. Da. Dar vreau un pic o șaormiță. Pânge super. Cu sos. Cu sos. Bă, nu să iau șaormă, dar face mai multă mișcă. Dar fii atent! Dă-mă cu apă. Dacă ia șaorma, fii atent, dacă iei șaorma și mănânci, îmi faci aia pe Dunăre. Fac pe Dunăre? Da. Faci aia cu schiurile sau cu ceva pe Dunăre. Dacă mănânc șaorma? Da. Da. Vezi, bă, cum se acceptă, așa se acceptă. Deci, ai voi o șaorma, dar faci provocarea cu Dunăre. În episodul următor, să dar nu azi. Nu, mâine să fac roșii de cameră. Am avut un colac foarte, dar nu mai e așa proeminent. Am avut un colac mai mare. Te năproști, deci faci, da? Da. Să vorba să fie, gata. Gata. Gata, v-ați luat tot ce trebuie? Mm-hmm. Bă, Tony, dar tu ce faci? Mă antrenez pentru proba de rostogolire de șanț. Dar pe iarbă trebuie să te rostogolire. Bă, auzi, mă, Ghiță, a zis că după șaormă merge și o bere. Zici, bă, dacă ieși o bere... Dar asta e o neșaormă, ai înghițit-o. N-ai apucat să vezi când am mâncat-o? Nu. Te miști greu? A fost ceva gen, ai văzut că clipurile alea cu aia cu apă, că fac așa... Bă, dar ce-a zis că a luat-o, m-a înghițit-o din prima mână. Dar ce, mi-a rămas șervețel pe la gură? Nu mai nimic. Deci, de următoarea probă e rostogolire. Deci, fraților, dacă mai aveți aici provocări, lăsați cele mai nebune provocări aici în comentarii. Cu cât e mai nebună, o să încercăm să le... Stai mai dați-le mai ușoare, că le facem și noi cu ăsta și nu mai pot. Da, uite, episodul viitor... Bă, și tu și ești gras. De episodul... Și eu sunt gras. Și Ghiță e gras. De episodul viitor o să le facem toți. Eu zic că e cel mai ok, așa nu se facă decât... Ce mincinos! Dergane, hai să mergem. Am băut apă, am băut ăsta, hai să mergem, că... Na. Bă, dar unde e Tony? Uite la Tony! Tony! Mamă! Hai să mergem, Tony! Stai, mă, termina! Să termin coșul ăsta de umplut. Și mergem! Curățim, cu slăbitul cum facem. Imediat, mai termin ăsta de umplut, mai iau o... Mai doar navetă!
Bă, Toni, hai să mergem, bă, hai să mergem, hai că mai avem provocarea cu rostogolirile, mai avem ăsta, hai să mergem să... Bă, și am mai primit o provocare între timp. Îmi zicea cineva că dacă ai curat să te duci să tragi o gagică de țâșe. Bă, nu pe mine. Nu pe mine. Nici pe Delca. Uite, putem să mergem pe aia. Une hai la primărie, că acolo e plin de gagici. Hai să mergem la primărie. Ușor, că trag mașini, că e linie continuă, n-ai rost. S-a fărâmat zidar. Bă, pe aici, mă, aici sunt gagici? Erau, că se mai strângeau pe aici. Bă, bă, nu, că filmăm. Gagici joi. Ia uite, bă, ce tragi, băi. Ia, bă. Dar e cam malba asta. Parfum. Cântezi gura ta. Păi ăștia nu zic niciodată nimic. Bă, da, voi vă dați seama, mă, noi oameni bătâni. 30 de ani, 40 de ani, ce zic oamenii ăștia de nevăpământ? Eu uite-l. Ușor tot. Nu o să zică, mă, nimic, mă, nu o să zică, o să zică că nu suntem sănătoși, da? Eu nu mă refer la oameni, stai un pic, nu mă refer la oameni de nevoie, mă refer la oamenii ăia de să uită la noi acum. Uite aia, bucur. Mă, uite și tu cum se uită la noi. Se trăiesc. Era cineva care s-a închinat. Fac ce pipi acum. Dar nu mai mă școl, nu faci tu. Se fac eu pipi? În locul lui. Eu zic să grăbim aia cu Dunărea, să-l băgăm în apă, că-și revine mai repede. Cald, unde vreau? Na, eu zic rostogolirile. Rostogoliri, Toni, rostogoliri. Acum să învârtem. Goliri, cu... Rostogoliri. Hai. Mergem? Rostogoliri cu bătă. Luați-o înainte. Hai să facem rostogoliri. Hai, lasă tu înainte, mergi cu noi, hai. Hai. Rostogoliri, mă, am o idee. Atențiune, a venit buldozerul. Sunt cu zeam acum. Hai la rostul golit. Hai. Ce? Lasă-mă. E băia croiu, nu o lasă de lume. Hai. Deci următoarea provocare care va fi? Păi, nu știu. Delcani? Păi, facem ce a zis... Ce a zis bunicul. Facem ce a zis, nu știu cine a zis pe Insta, pe nu știu pe ce a răspuns, a zis. Aia cu întrebări și care pierde să... A, întrebări și răspunsuri, da, rom... Facem o sută de întrebări din care oprim 10 și răspunde toți la aici, nu știe să răspundă, primește o pedeapsă. Sau fără, o poruncă ceva. Sau să mănânce iute. Sau, da. Sau lămâie. Sau lămâie. Sau... Unde, bă, că lămâi bune, știți unde au în Craiova? Da. Le tai unul cu sabie. Nu știu dacă mai rezistă Toni, pentru că cred că a slăbit ceva. Toni o să meargă la petrecerea lămâilor, Lemon Party. Lemon Party, uite, tăzuica! Aha! Gata, deci următoarea provocare va fi întrebări și răspunsuri și... Nu uitați, lăsați aici cele mai nebune comentarii. Cele mai nebune comentarii vor fi și premiate. Așa că lăsați aici. Să vedem cea mai tare idee, cine are cea mai tare idee. Și cine are cea mai moale la fel. Ce înseamnă, pentru cei care nu știu ce înseamnă nebun, nebun înseamnă... De exemplu, când încep să-l țin pe așa ca nebunul! Aia, să te exteriorizezi, da, cum zice, exteriorizezi. Da, oprește că trebuie să-i facem injecția, e, aia, avem, îi facem injecții cu nisip și trebuie nu, după e la rapel acum. Hai, dă-l ca să-ți facem Ivomet. Eu o zic, ce ai, limbrici? Am luat niște galisare al arterii. E plin de limbrici, măi. Ivomet, frate. Nu mai tenia de lungi. Ia uite-mă cum îmi deschide asta ușa. Ia. Eu sunt Pablo Evilia Gaviria Escobar. Eu sunt Pablo. Ce vorbești? Voi, fraților, am ajuns acasă. O să ne jucăm câteva joculete, să zicem așa. Cântă și Cocoșul, deci e de acord cu noi. Da, noi al meu. Da, vin la rude. O să începem cu am-n-am. O să facem cu niște provocări și cine răspunde incorrect o să mănânce niște lămâie. Ești de acord, nu? Da. Așa. Strigă și cineva pe la poartă. Eu! Așa.
Stai, vreau să filmăm. Stai. Îl cheamă tătică să se sape o, oare o groapă. Să duce să... Să umple o groapă. Hai, ne jucăm noi până când vine. Să sape o groapă, da. Hai, na. Întrebări indecente. Vezi că cine sapă groapă altuia ca de singur, nu e? Așa. Hai, n-am vomitat vreodată la băutură, Toni. Am. Că zice că nu e micilos. N-am consumat iarbă. Am. Ia da. Ia lămâie. N-am consumat. Ia lămâie. De ce oare n-am? Ia lămâie. Sick tire. Hai. Mamă cum e. Ia crevere. Mamă cum e. Nu e pe mine. N-am avut o aventură de o noapte. Am. Cea mai lungă mea, cea mai lungă relație mea a fost de 3 minute. Îți dai seama, e mai rău ca iepului, se rupe guși când îmi face treaba aia. Cu dezbrăcat cu toți. Păi știi de ce doarme o ghiță cu ochii deschiși? Tu ai făcut armata? Știi de ce doarme ghiță cu ochii deschiși? Știu, uite. Lasă că spun mai târziu. N-am băut alcool înainte de a-mi primi 18 ani. Am 12 ani prima oară. Eu la 9. La spital sau la nu, nu, nu. Băi, stai să vă spun. Am dat două sticle de-aia de cremă de whisky și când am gustat, mamă, ciucalată, am băut-o toată și m-am bătat, am făcut praf. Mamă. Eu la o nuntă m-am bătat prima oară. S-a terminat nunta, m-am dus și am scurs toate paharele după mese și m-am piedicat de prac și am căsut în cap. Și am dus și lumânarea până acasă și am mai rămas cu ceară întreagă, numai unde țineam cu mâna. Te-ai îmbătat la nuntă sau la Paște? Nu am aminte că eram bea. A început la Crăciun și a terminat la Paște. N-am scuipat o persoană când purtam un dialog. Adică gen să vorbești cu precipitații? Da. Eu cred că da. Nu, am scuipat-o că a fost descuipat. Eu eram la școală, eram în microbus și când am strănutat, am sărit mucii la înapoi. Băi, eu am mai făcut treaba ta. Am făcut volov vreodată baloane de muș la nas sau nu? Da. Da, am. Stai. Cea mai asta, că scurt. Cea mai tare a fost cu profesoara mea, prima profesoară de teatru pe care am cunoscut-o și m-am dus să-i sărut mâna și nu știu cum dracu, m-a avut o tas scuipată în gură și m-am aplicat să-i sărut mâna, mi-a spus scuipat așa pe rău și am făcut repede. Sărut mâna, doamnă! Băi, deci mor aici, le simt și este și foarte cald, după toi iau de sunt fierbinte, sunați-mă! Zidar! Am sau n-am fost dat afară dintr-un club? N-am. N-am fost excitat într-un loc public de către cineva. N-am. Trebuie să spunești de câte ori? Nu cred. Nu mă prea excita asta. Până la mine e mai greu. Flasca. N-am făcut baie într-o piscină îmbrăcat. Și eu. M-au aruncat unii. N-am simțit atracție față de o persoană de același sex. N-am. Stai că aici e... N-am. Am simțit atracție de față de persoană, dar nu sexuală. Atracție... Bă, frate, nu... Nu de natură sexuală, am simțit atracție. Sexuală. Iar trebuie să mă gândesc un pic. Bă, nu e... Dă-te-o tu lângă Toni. Cum o haci mai slujește? Mai duce până la biserică. Mamă. N-am donat sânge. Am donat. N-am. Eu am rămas fără bani în București, nu mai aveam ce mânca și m-am să donez să-mi dea bunuri de masă. Eu am donat că eram donator onorific și șmecheria e că lucram la fabrică. Pe vremea eram puștani și chiuleam de la muncă și ca să nu anuleze ziua să mi-o treacă pe zi de urmă, ce-aș dona sânge. Și am donat într-o lună de 6 ori. Mamă, n-am avut o boală cu transmitere sexuală. N-am avut. Am. A, tu ai? Am avut. Ai? Ai zis, am? Am avut. Păi și ne poți spune? Nu. Și cum să transmite? Din gură în gură. Camiorița. Zi. Când vorbeam cu ea și m-a scuipat.
Da, așa, da. M-am rămas gravită după WC-ul. Am făcut baie după aceea, cine? Bă, n-am mâncat carne de la un animal ucis. Ia, am mâncat cu iepure de... Păi doar nu mâncai viu. Clar, porc, îl mănânci viu. Da, e low întrebare, trebuie. Da. N-am leșinat de la băutură. N-am. Nici eu. N-am făcut pe mine. N-am. De la băutură? Nu de la băutură, la general. Am. Și eu. M-am bășit căcat odată. Așa am făcut eu, a dat un prieten și după ce am vrut să-l fac puțin de râs, să-i dau că la mea s-aude tare, m-am căcat pe mine. I-am pățit la școală, eram pe clasa 4-a, 5-a și ne-am avut ora de sport. Și tot am crezut că mă băs și m-am căcat și am scos chiloții în pozine, m-am șters cu ei și am băgat în bancă la o colegă. Și când a venit profesorul la ora următoare, cine s-a căcat, miroase, nu știu. Am căutat și aia a găsit în bancă și i-a scos. Mamă. Și a trimis-o acasă și dai... Mamă, mori. Mince de copil. Bine, și acum aș face la fel. Mă șterg cu basca la gură, o pun în cap și pleacă. N-am trimis SMS-uri unei fete, unui băiat, SMS-uri sex. E low. Toată lumea face asta. N-am găsit un portofel pe stradă și am păstrat bani. Am în Gara de Nord. Bă, nu știu, dacă te uiți la vlogul ăsta, era pomul după în Suceava. Avea un portofel cu 45 de milioane în el. Te pup. Mi-ai făcut cea mai tare vară. Am plecat la mare și am stat beți. Toți am stat la mare. Eu am găsit un portofel cu bani mulți în el. Nici nu mai știu cât am mulți pe vremea aia. Și m-a scos la poliție și era al unei bătrâne care trebuia să-și opereze nepoata și nepoata nu mai avea mamă și astea, și adică a fost să... Mi-a vorbit nici am găsit. Și eu am găsit un portofel și l-am dus la poliție, dar am luat banii din el. Om, bă! Zici! Dar l-am dus la poliție. Acum, na. Hai să trecem la întrebări de-astea mai serioase. N-am făcut pipi când dormeam. N-am. Hai și vă spun și cum. Eu m-am trezit de că sunt în piscină. Eu am visat, eram copil, am avut o răceală cruntă și am visat că notam și când m-am uitat eram într-un vas mare de WC. Și când a tras apa a venit o apă caldă pe mine și când a simțit cald am făcut și pipi. Și când m-am trezit eram în pat într-o baltacă de... N-am băut spirit. Am. Cum să bei spirit? Bă, eram în clasa... Armată. Eram în clasa 6-a. Miru, mamă! Om, bă! Ce era? Și... Mona, ce era? Da. Și eu eram în clasa 6-a și aveam trusă medicală la... acolo în clasă. Un coleg mai turbat așa ca mine, care ne băteam, dar eram și tovară. Eu mă băteam cu el, dar eram și tovară, știi? Carisma, te pup? Carisma? A fost ceva... Și ce ne-am gândit noi într-o zi să luăm câte o gură de spirit, ne-am dat așa, n-ai tu pe-o, cine mă, eu, n-ai tu, pac, și am luat câte o gură de spirit. Hai să începem cu întrebări de-astea serioase, de-astea intime. Ma. Mă o să ne schimb chiloții. Că deja te-a vădat, deja Toni e fleașcă. Sără acum să-i transpira. Acu e fleașcă, dar dacă mai te frești mult de mine... S-ar putea să o scoare. Sabie cu lunet. Doamne ferează. Păi în armată puneam steagul dimineața, ridicam flamura pe... N-am făcut dragoste mai mult de o oră. Am. Eu am avut 3 minute. Nici nu mai trebuie. Dezbrăcat cu tot. Și am văzut și un film în 3 minute. Da, ăla, Once Upon a Time in America, de 4 ore. L-ai văzut. Nu, așa mai departe. Mamă, ce întrebări sunt aici, deci nu vă imaginați. N-am o jucărie sexuală. N-am. Adică, astea spun în jucării? Nu, no, no. Frate. Adică, bă, suntem băieți. Care băieți are altul? Tu ai două. Manu și Ela. Și tu ai trei. Dați-mă și mie una, că n-am. Ia-o pe Manu. Mai departe. Mamă, ai aplicat, n-am aplicat violența în timpul actului sexual. Nu. No. Eu i-am dat un cap în gură. La asta mică? Nu, frate, nu. Măi, contorsionistule, măi!
Bă, Delca, ce face omul? N-am participat la jocuri erotice. Am. Primul joc erotic era ăla, când eram copii, jucam sticla și ne uceam unde barat, ne pupăm. Păi cum, nu vă pas de față cu toți? Păi nu, că ăla era farmec, te duceai unde barat și nu știi ce, pe unde mai puneai mâna, ce mai făceai, ce era, de față cu toți, nu puteai. N-am. Să-ți zic pe asta? Zău! Băi, ce vârte să zic. Te-ai masturbat lângă cineva? Nu. Oh, shit. Nu? Nu, cel puțin nu știe persoana. De ce nu spui că am intrat peste tine în baie? A, ce, da! Stătea Ghiță să uita la mine așa. Ce faci aici? Ce să fac, a lăsat-o mai trist așa? Low frequency. N-am folosit vibrator. Cum, ca bărbat? Ca bărbat? Bă, stai mă că sunt niște dălea mă care... Aaa, Nu, sunt niște dălea care le pui tu pe femeie. Eram cu Stan, am fost acasă la o gagică odată, până alt cartier și am mai fost cu un prieten, nu lăsau părinții să iasă din casă și am urcat pe geam, pe balconul, la etajul unul stătea și noi pe acolo, mă, și găsim, bă, găsim un... Al fizic. Găsim un vibrator atetic, așa, știi, și unde era capul, avea formă de organ original, știi, dar și era un pic maro pe la rizurile alea pe acolo. Dar faza a fost mișto, zice, bă, frate, mănâncă frate, mi-o le-am mic ciocolată și-l mai bagă în gură. Bă, cum e asta? Ce urâtă e! Deci e reală. Băi, deci... N-am pus în practică fanteziile sexuale. Am. Cred că oricine. Bă, deci n-ai cum. N-am făcut striptease pentru cineva. N-am. Am făcut, chiar în spectacol am făcut striptease. N-am avut relații sexuale în public. Reformulează, cum adică în public? Adică în public. Într-un loc public. Într-un spațiu public. Câmp sau? Parc, nu tati, că tu ești învățat la... Ce bă, câmpul nu e tot public, adică acolo nu poți să... Cine că se duce? Că n-ai niciun public acolo. Cine e? Deci într-un... Poate dracolisi, dar dacă te-ai fi pe câmpul ăla... Ocursitul și gagica. Bă, m-am întâlnit o dată pe câmp cu un tractorist, cu doamne, un tractorist, doamne, un pirat. L-am întrebat ce faci mă lângă tractor și el a zis... Ia uzi aici. N-am făcut baie dezbrăcat în mare. Am. Stai că să bagă și Delca, mă. N-am sunat o fostă, un fost când m-am amețit. Am. Cred că Alina îmi pare rău. Adică Alina e fosta ta? Alina, bă. Am să nu răspund la asta. Și acum auzi cotorul motorii pe lângă noi. Am să nu răspund la întrebarea asta. Bă, deci... N-am. M-am filmat în timp ce făceam dragoste. Nu. Cum mai nu cu așa ceva? Nici eu n-am făcut asta, cu ce n-aș pastă părul. Păi tu n-ai păr. Da. Tu poți să spui în cel mai bun caz ce n-aș pastă auzi brânce? A descoperit portocala merită. N-am făcut mai multe poziții sexuale într-o partidă de... Asta e inutilă întrebarea, poate pentru... Mă, oricum, tu mi-ai spus că la tine e una și bună. Păi nu, uite, nu trebuie să fie neapărat gagică lângă tine. Bă, dacă vrei să spun, de exemplu, ce ieși în pagina 24 de cam 100. Da? 25, 26, 100. Că să știe pe din afară, gata. A, bă, Telca, mă, știi, bă, când eram noi, eram eu în clasa 9 la liceu și îmi făcșim și eu o gagicuță pe acolo, mai mare ca mine. Și mi-a zis, bă, că să nu mai umbli cu aia așa de mijloc, e direct cu frumul că ți-ai bucile tot. Bă, îi învățam ca pe băieți, dar ei, dacă nu înțelegeau, că o iei, o ții de mână, bă, el o plimba de mână și altul, știi? Da. Sunt părea rău de el, zic, iau așa, că altfel plec. Nu, că ți-ai bucile tale, ești băia vedeți la ciocolată pe dinți. Yeah. N-am fost prins de părinți sau prieteni în timp ce făceam sex. De unul singur. În cazul lui Portocala de unul singur, în cazul nostru nu știu, poate cu vreo... Mie-mi plac femei. Nu pot să spun pe vlog, îmi pare rău. La întrebarea asta dau skip. Cum o să dați și voi la reclamă în 3, 2, 1... Bă, pe mine... Bună asta! Bă, pe mine m-am prins odată.
Da, nu mai contează acum, probabil o să uite, o să uite la vlogul ăsta și o să știe. Da, să dai și la montaj mai prost. Dar am fost o dată cu o gagică și nu aveam bani, nu permiteam de hotel de ăsta. Au, sunt mașină, pe câmp. Și eu zic, cum am intrat, m-am apucat eu de treabă 3 minute acolo. Și după a venit ce? Poliția. Cioc, cioc, cioc. Bade poliția la geam. Nu am uitat că nu eram concentrat acolo, ai răbdare să termine, toată ăștia o jumătate de oră după mine. Atunci excelasă, nu mai era cu 3 minute. Ui, de luăm mai bari să te-l dumă, cate. Că o nevime, să-mi dai, o prales cu o țic, nu, de-l dumă, n-a să-mi dai, dacă să-mi dai, de-l dumă o parola. Acă n-au poliția, începe și ghilaba, trăiesc cu ieț și am amidă scuie. Dictă, prale, că dichesea că sunt calop al vachelța, că se rog, că dichesea tu că doamne dumă romane saptica-i mei. N-am mai de dumă, geanța, că zi, nu crezi că te mută regaje, te trai zbut YouTube, te trai zbut TikTok. Ați urmărit cursuri în limba franceză. Maghiară. A, uite, fii atent aici, întrebări. De ce trăiești? De ce mă stii nepotez? Că nu sunt mort? Da. Tu de ce trăiești? Sunt întrebări. Bă, tu de ce trăiești? Dacă avea o superputere, ce superputere ai alege să ai? M-aș teleporta și aș fura o groază de bani. Tu? Eu la fel m-aș teleporta și ți-aș lua toți banii aia pe care i-ai luat. Eu la fel l-aș lăsa pe el să fure banii de la toți aia, să teleporteze el, să ia banii și o să vin să-i cheltui. Adică să ia de la mine. Și eu aș face să dispară toate băncile, să n-apuce ăsta, să fure nimic. Dar stai tu așa că ești în cadru, intri, nu mai te băga ca mai maimuțele. Tu ești gala după ce a câștigat după 80-90 de ani la loto, a făcut WC-uri, deci de știi de ce? De ce? Să se cărce tot în locul lui. Ce bei în afară de apă, Toni? Orice în afară de lichidă frână. Și motorină. Eu de la nu, motorină nu. Să-ți beau orice. Motorină bea și motorină. Eu nu beau apă. Păi ce mă la Olte în motorină? Zaibărul. Da, clar. Bă, ați băut vreodată benzină? S-a întâmplat am trecut când lucram la hotel pe bărci. M-a pus ăsta să trag niște motorină cu furtun să bagă în rezervor la o bărcuță de aia care o folosește așa mai de ciorăneam. Pe care o folosește. Mă, și am tras motorină, frate, și am băut, m-a lovit aia în gât. Asta nu s-o ne-ma simat domas gramaticaliski. Da, vezi că am învățat și dacă n-ai simat domas gramaticaliski, ce n-ai ales? Dacă ai putea juca într-un film, în ce film mai vrea să joci? Toni. N-aș putea să aleg un film, ar fi, cred că peste 100 de filme care ar fi văzut. Unul care, nu știu, ți-a... Bine, mă rog, tu ești și actor. Un film care te-a marcat pe tine, care, nu știu, zi-mi unul care te-a inspirat din el. Dictatorul al lui Chaplin. Tu? Gina Wild, 2000. XXL. Eu, Zitu. Fondatorul. Poveste de cartier, un român, un indian, un fecal extraordinar. Fecale? Bă, tu și ăla? E ăla cu maneliștii. Aoleu. Cu copilul de aur, mă. Pisica albă, pisica neagră. Nu e ăla? Nu știu. Nu fi românesc cu maneliști. Un căcat de film. E o melodie când zicea Ramona, e după aia Carolica, Carolica. Și aia face Ramona. Hai Ramona. Că e neinteresant, ești mai departe. Am trecut la manele. Ce face dacă ești cel mai important om de pe pământ? Răspundeți ochi eu că nu mi-aș mai da atât de multă importanță. Adică tu dai singur. Dacă aș fi cel mai important om de pe pământ? Asta ai întrebat? 5 hours later. Nu știu. N-am. Deci nu o asta e o întrebare atât de complexă. Da, nu știu. Nu știu. Eu știu ce aș face. M-aș muta pe Marte. Da, să devii important și acolo. Da, ești plin de tine, te dracu, să te iau întrebarea. Zim ceva ce nu aș putea niciodată ghici despre tine. Travel pe portocal. Travel pe portocal. Bă, asta nu. E ciudată întrebarea. Păi tocmai. Păi tocmai. Ceva ce n-ai putea ghici niciodată despre mine? Da. Mă scobesc nas de fiecare dată când mă pun în pasat. Cu același deget care ți-ai strâns? Nu. Tu ai mers vreodată cu foșfanul? Ce e ăla foșfanul? Foșfanul, mergi cu un deget în gură și cu unul în cur și când obosesc, e mâine. și tu vii și mi-l bagi în buric, zici, la ce e bun acest buton? Da, pentru schimbare. Mă rog, trecem peste. Care este cea mai proastă poveste a ta de dragoste?
Aia cu capra, cu treiezi. Ce ai făcut? Ai dat în capra? Să te năcesc, să te mai capra, e treinezi. Dacă n-am să dă-l numai capra. A dat în capra și a lăsat-o cu treiezi. Mă, beșteți banța, cum îți care, cum îți că mergeam de o forotele să alimuse. Ok, mergem să undeva refacem după amiază, un foro. Hai, spune și voi. De care întrebarea? Care este cel mai amuzant nume pentru un animal de companie? Te cegna fata Miriapod. Te cegna fata Miriapod. Delca. Ce mai pus? La mine e Katanga, fata lui Miriapod. Fun. La tine? Delca. La tine? La mine? Păi dar tu nu răspunzi sau tu doar citești? Ce ești tu? Aici un fel de reporter? Bulă. 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 Dă-te-n bula noastră. Hai în bula mea să învârtim. Dă-te-n bula mea. Mamă, care este cel mai obraznic moment sau replică la care te poți gândi acum? Feria la cu buricul tău. Cuvânt ai zis? Da. Băi, cel mai scârbos, nu obraznic, cel mai scârbos mi s-a părut să aud în gura unei femei spunând slobos. Da, aia mi se pare cea mai urâtă. Era zburătoare. Și ca jurătură și ca știu, aia mi se pare cea mai scârbos. Mi s-a părut cea mai urâtă când era la tavă. Care este cea mai proastă mâncare pe care ați mâncat-o vreodată? Pepeni. Orice... Mâncările cu mărar. Mâncările cu mărar. Nu-mi place ciulama. Mărarul de ciulama. Chiftele și nu. Tu? Ciorba de pui. Nu, ciulama o practic... Eu credeam că ciorba de pește pe care am făcut-o eu. Ciorba aia de pește pe care ai făcut-o tu. Aia era. Am zis, mi-a am zis, mi-a am zis să nu ți-o dau un vlog aici și pe asta, dar... n-are nimic. Mamă, hai mai departe. Începem seria a doua și cea mai grea cu provocări. Lămâia vă așteaptă. Cine a fost tatăl lui Radu cel Frumos? Mircea cel Bătrân, Vlad Dracul sau Vlad Țepeș? Mircea cel Bătrân. Deci tata lui... Păi nu mă, lasă-mă că spune Delca. Tata a? Lui? Tata lui Radu Mircea cel Frumos. Radu cel Frumos. Tata lui Radu cel Frumos. Mircea cel Țepeș. Deci cine a fost tata lui Radu cel Frumos? Da. Vlad, Mircea Radu, Mircea. Vlad Dracu. Nu, Vlad Dracu a fost tata lui Vlad Țepeș. Așa. Radu a fost frate cu Vlad Țepeș, deci Vlad Dracu. Greșit. Vlad Țepeș a fost Vlad Țepeș, mănâncă lămâi. A fost tasul? Vezi ce bine că n-am răspuns eu. Poți să-mi aleg, da? Da, da, vezi că scotoarele acolo. Nu, bă, mănânci pe aia mică. Mănâncă ăsta. Lasă-o că începe și el cu ce ți aleg eu, na. Bag-o toată. Cu coajă. Hai, ștar. Cu coajă? Mestecată și ghițită. Totul. Era bine. La ce cărnatul la băiat? Bă, dar nu e așa, e frate și e frate cu ăla, e tasă, e Vlad Țepeș, hai, dracu. Ce domnitor român... Eu oricum nu văd. Ce domnitor român a condus Moldova între anii 1400 și 1432? Aia, păi, simplu. Păi, 32 era... Stai, mă, care variante de răspuns, e un autobuz care trecea pe la mine, pe acolo. Are îți dau variante? Dăm, că nu știu, bătă. Alexandru cel Bun, Ieremia Movilă și Ștefan cel Mare. Ștefan cel Mare. Bă, pe de ce ne simțit ăsta? De asta ușoare? Dar nu am nimerit, o mănâncă lămâie. Era Ștefan... Ieremia Movilă. Ștefan cel Mare. Păi așa e. Păi, el fiind de la Ștefan cel Mare. A scăpat. Dar n-a domnit până în 44? Nu, în 44 s-a terminat războiul, în 45 la nemți. Da. Mănâncă pentru asta, mă. 23 august, s-a terminat la noi, 44. Aici armată s-a întors armele împotriva nemții. Portocală. Îmi dai mie sau dau ție? Îmi dau o portocală. Păi era eu le văz deja, nu mai e. Las că-ți caut eu. Aia, caute. Hai, portocală. Până răspunde portocală. Mai departe. În ce localitate s-a născut Mihai Viteazul? Ai variante de răspuns? Da. Dă-le. În Vârfota, Târgu de Floci. De Flori. Bă, Târgu de Floci, așa se numește? Da. Pe bune? Da. Târgu de Floci, uite. În Turda s-a născut. În Turda? Da. În... adică ce, da? Da. Asta este întrebarea 6, nu? Da. Păi dreptate, eu? Fie, mă, fie neamță. Ia zi, mă, în ce oraș au fost executat soții Ceaușescu? În ce oraș? Da.
știu de unde sunt, dar unde au fost executați. Vreau să-l mă să mănânci. Târgoviște, nu? Nu știu că n-am răspunsurile la ele la întrebări. Da, la Târgoviște. Nu? Da. Da. Deci sunt de ce mă? Da, ești ce trebuie. Am întrebă. Deci e bine, da? Da. La Scroviște. În ce an a murit Mircea cel bătrân? În 1432, în 1418 sau 1400? 1400 era prea... 1400... Cine? Să moară? Altă întrebare. Cine să moară? Mircea cel bătrân. 1418, 1400, că din 400 până în 1418. Lasă-mă să termin. Ia bagă la mâine. În cât? 1418 a murit. Și la ce oră? Dimineața sau seara? Dimineața. Dimineața? La cât? La cât? Da, pe la un târziu. Dimineața târziu are dreptate. Da. Are dreptate? 18, nu? 1418. Ai dat bacul la istorie? Da. Da. Stai așa că trebuie să pun vlog. Eu am o problemă că eu nu țin niciodată minte și nici la școală. N-am da. Stai mai cu jos acolo că strică nimeni. N-am ținut minte date și numere, eu nu țin minte. Nu. Niciodată. Numere de telefon? Nici atât, nici. Dacă mă întreb de acasă sau număr nevești sau anul, nu știu. Așa, haide că mai caută și tu, mai pune și tu. De nu găsesc eu cu răspunsul de doar. Cine e la rând? Eu. În ce an a intrat România în Uniunea Europeană? N-a intrat. Ia și mănâncă la voi. În ce an a intrat? Ia și mănâncă la România. Noi nu facem parte din Uniunea Europeană. Ia și mănâncă două la mea atunci. Păi zi-mă în ce an dacă... Păi nu mai contează că dacă ai spus păi că nu suntem... Păi nu contează, păi dacă nu știi răspunsul, știi ce dracu vrei de la mine. Dacă noi suntem în Uniunea Europeană, nu știa nu, nu știi nici că am intrat, hai. Hai tu ne spunem, e bun asta la spune. Mă și două, dar noi suntem în Uniunea Europeană? Da. De când? De când poți să treci cu buletinul. Prostit. Ghiță. Așa. Care e cel mai... S-a pus ăsta pe lămâni. Care e cel mai înalt muntos din România? Moldovean. Dacă ăla e cel mai înalt vârf muntos, ce dimensiune? Ce nu-l ține? 1848. Ia și mănâncă. 1847. 2544, ia. Acum mai pun eu lui Deca. S-a chitit pe noi. Întrebare de cultură generală. E simplă și dacă nu răspunzi într-o secundă, na, de ce? Da. Aia știe, mă. Trecut o secundă. Hai, întrebați-mă, acum eu sunt. Hai. Stai să mai cine e cel mai șmecher om din corabie? Da. Cine a inventat sabia cu lunetă? Da. Cum a scos Ștefan cel Mare sabia din fântână? A băgat doi turci, care între timp i-au mai săpat până niște cetăți, au săpat niște fântâni. Și când murea turcii, îi dădea la altă cetate, să sape și la aia. Nu știu. Nu. Udă. Udă. Sunteți proști, bă, Ștefan cel Mare din apă fântână. Avea și pompă. Da, bine, mai mă cofelie, nu? Bă, Tonia, termina lămâia aia. Oală, ceacre. Dacă nu știți răspunsurile, nu aveți parte de lămâie. Hai zi. Hai cu ghicituri. Bine, încep eu. Ce se naște fără piele și țâpă până moare? Ce, mă? Ce se naște fără piele și țâpă până moare? Nu, fără piele și țâpă până moare? Da. 5 ore mai târziu? Zi, mă! Zi, mă! Bășina, bă! Portocale? Bună asta! Ia și mănâncă o lămâie. De ce? Da. De ce? Ia și mănâncă. Bă, dar seama că de ce? Că ești prost. Ia și mănâncă. Ce dracu mă? Tu nu mai are rost. N-are nicio legătură. Delca, o domnișoară este mormântată în vârf de deal. De ce? O domnișoară e mormântată în vârf de deal. De ce? De ce? Nu știu. Mănâncă lămâie că acolo e cimitirul.
A fost bun asta. Ua. Mai departe, care mai pune? Pune ție. Zi. O domnișoare mormântată la poalele dealului, de ce? Că acolo erau poale. Că și mănâncă la acolo era cimitirul. Ea și mănâncă. De ce? Că n-am mai avut loc în cimitir. Asta nu merge, măi. Asta cu alea că e bună. N-am mai avut loc. Iconic. O domnișoară era mormântată la jumatea dealului. Lasă-mă amândi și eu, dar nu știu de ce. Nu mai mă întreba pe mine că am mâncat. Întreabă pe portocal? Na. De ce? Nu știu la ce te gândești, dar... Iau rămâie? Ia, că ia, ia uite. Așa și iau și eu, că nici eu nu știu. Deca. Da. În China. Un japonez se poate căsători cu sora văduvei lui? În China, un japonez se poate căsători cu sora văduvei lui? Da. Sora văduvei. Nu, bă, că e mort. Da, o, e redemptat. Băi... S-a scăpat. Și ce, n-ai mai văzut ăștia? S-au mormântat după, s-au măsurat după deces? A fost cazul, s-au măsurat cu cadavrii. Păi poate a trecut până la jumătatea dealului. Îți dai o întrebare. Zi. Câte animale de același sex putea să ia Moise pe arca lui? De același sex? Uh-huh. Câte animale de același sex putea să ia Moise pe arca lui? Câte vroia. Zic ia că... și mă încălămâie că Moise n-a avut arca, ăla era noi. Bagă! Mamă! Prost ai deștept! Du-te mintea să treacă strada. Hai, acum e rândul vostru. Dar voi nu v-ați gândit că vreau să termin mâine. Nicolaus Cobornic s-a îmbătat când era mic și lui se părea că pământul se învârtea. Că e lung și că e lat, zicea Coșbuc când era beat. Dar Galileu din pământ, mănânci căcat că e rotund. Și a cuprit răspunsul? Da. Mangă la mâine. N-are răspuns. E o poezie. Haide, că ești gata? Păi am mâncat. Dar cine mai pune? Da, eu i-am dat lui Tony, că i-ai dat lui Delca. Delca acum să dea ție, Tony mie. Hai, ce? O ghicitoare. Păi n-am, nu știu. Îți spun eu atunci. Da. În ce parte, stânga sau dreapta, a unui bagnote de 10 lei este portretul lui Nicolae Iorga? Păi nu e Iorga pe bază. Dar cine? Iorga, ăla cu barbă e Iorga? Dar cine e? Cepe. Nu? E... George de 100 de lei? 10 lei. 10 lei. Nu folosesc eu doar multe de alea. Tony nu mai poate la rolă, măi. Eu nu știu ghicitori. Nu știu. Ca nu știi? În partea dreaptă e, dar nu știu cine e pe ea, că nu e Iorga. Atunci mănâncă lămâni. Cine e pe ea? Grigorescu. Cine e pe bannota de 100 de lei după vremea lui Ceaușescu? Tot Caragial. Mănâncă lămâni. Cine? Nu știu niciodată. Elena Udrea. Pe 25 de lei era Tudor Vladimirescu și pe aia de 100... Elena Udrea. Bălcescu. Bălcescu era pe 100. Acum nu am mai cea. Hai, cine e următorul? Oh, nu știu. Ce-ai, mă? Am mâncat și înainte. Eu să-i spun lui Tony. Are coadă, are picioare, dar nu are cap. Ce e? Portocală, ia și mi-a mâncat una. Nu, nu mă văd. Piano. Nu, nu are coadă piano. Ce vorbim? Nu are coadă, ești prost, ia și mănâncă, chiar că mănâncă. Are coadă, nu coadă. Coadă, piano coadă, coadă, piano coadă, ăla care se ridică capacul și îi pui bătonul așa, ăla se numește coadă. Nu, nu. E pian cu coadă, da, e... Răspuns corect. Răspuns corect. Nu e piano, nu e... Poate te gândeai tu la altceva, dar răspuns corect. Eu mă gândeam la grătar. Păi ce coadă are grătar? Grătarul ăla, dar îl pui jos.
N-are mamă, bă, portocale, ia și mănâncă asta, mă, ca să știi. Mamă, ce n-am nimerit. N-are rost. Răspunsul era la Toni. Hai. Unde a scris Mihai Eminescu amintiri din copilărie? Da, bă, lasă-mă, asta întreabă cu portocale. Hai. Ion Cranu. Ion Cranu. Le-ai vezi? Să uite aici, nu se pune asta, că a văzut răspunsul, pleacă de aici, că nu se pune. Da, chiar Mihai Eminescu era mecanic, nu știu. La Cătuș Cofetar a fost înainte. Eu știam că a fost fiul de căminat. Da, stătea la cămine, regie. Câte sute sunt într-o duzină? Păi, nici una, frate, o duzină are 12. Vine din francezul duz. Da, dacă spune de... Eu, dar de ce să mănânc? Da, bine, nu. Păi în duzină nu sunt chibrite? Da? Ba da, bă. O duzină de chibrite. Adică 12, da, bă, nu e prost. Da, bă, nu e prost. Dius. Și nici nu are capul mare. Dius, triz, caturz, kirz, da? Doar. Je ne parle pas français, je suis retard. Ce un litru de oțet are 90 de grade. Câte grade are o jumătate de litru? 90 de grade. Ha? 90. Eu nu e prost. Da, suntem low. Bă, la câte grade fierbe unghiul drept? La 100. Bă, vezi, cum a crămâie. Păi la unghiul drept nu fierbe, nu e logic. Și dacă îl bagi în apă? Nu fierbe. La 100. Dacă îl bagi în apă. Bă, fraților, cam atât pe ziua de azi. Cam ăsta a fost episodul pe ziua de azi. Da, ne ducem că ne cheamă medicul să ne facem injecții de cu nisip în cap. La rapel mâine. Mâine la rapel. Mâine urmează cel mai tare vlog. O să ne ducem pe Dunăre și Toni a promis că o să facă cea mai tare promisă. Mâine tare. O să-l vedeți pe Flipper de România. Ai capră, măi! Ai capră, măi, au dragi. Delfinească. Ai delfinească. Păi nu și eu când dresam delfini. Da, uite. Pe gârlă la bădat. Hai că după ce termină filmarea, îl dresez pe al meu. Bă, fraților, vă pupăm, aveți grijă de voi. Dacă v-a plăcut episodul, dați, nu uitați să vă lăsați un like și să ne lăsați părerea acolo. Ce provocări să mai facem, vă pupăm!